Când femeia teneluța stăicuț. Când femeia nu are o familie a ei, se pregătește intens pentru bărbatul care va veni în viața ei, copiii pe care îi va avea cu acesta, casa în care ea va fi soție, mamă și stăpână. Când femeia nu are casă, se mobilizează să găsească soluția de a avea, să găsească omul împreună cu care să-și o poată construi, să-și realizeze căminul pe care orice femeie îl visează. Când femeia nu are bani, se îngrijorează pentru că nu-și poate hrăni copiii, nu-și poate plăti facturile, nu-și poate oferi mici bucurii. Când femeia nu are sănătate, se informează, caută variante de tratament pentru a-și reveni cât mai rapid, aș continua viața de unde a lăsat-o, a putea munci pentru ea și familia ei. Însă, când femeia nu este iubită, indiferent că este sănătoasă, are casă, familie și bani, aceasta moare lent. Puțin, câte puțin.